În seara aceasta, dragii mei, aș vrea să îmi intitulez mesajul, de fapt îl aveți și pe flyer-le acelea ale bisericii și se numește Să mulțumim lui Dumnezeu pentru biserică. Nu știu câți de aici facem lucrul acesta. Câți mulțumim lui Dumnezeu că există biserică. Vă amintiți în faptele apostolilor spune că biserica cu ajutorul se bucura de pace în toată Iudeia, Samaria și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Cum credeți că a ajutat Duhul Sfânt biserica? Biserica era o biserică dinamică, o biserică în acțiune. Fiecare membru al bisericii era un propovăduitor al lui Hristos, nu neapărat prin vorbă, ci mai ales prin practică, prin fapte. Și așa cum spunea Francis de Assisi, spunea și dădea îndemn creștinilor, predicați Evanghelia ori și unde și dacă e nevoie, folosiți și cuvintele. Asta însemnând că prin felul lor de viață, primii creștini propovăduiau pe Hristos și erau o biserică. De fapt, ce este biserica? Când Domnul Iisus a spus, voi zidi biserica mea, la ce s-a referit? Când vorbim de biserică, nu vorbim despre o locație, despre o clădire, ci vorbim de totalitatea credincioșilor care de-a lungul timpului au format această biserică. Și dacă este vorba să vorbim despre totalitatea tuturor credincioșilor, o definiție a bisericii o găsim în Evrei capitolul 12, unde spune așa. Și noi fiind înconjurați cu nor așa de mare de martori să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Cu alte cuvinte, când spun biserică, mă refer la totalitatea tuturor credincioșilor care au fost, care sunt și care vor fi pe pământ, care slujesc și se închină acestui Dumnezeu care este suveran și atotputernic, care laudă și îl onorează pe Iisus Hristos. Vorbind despre biserică, Hristos a murit pentru biserică, a iubit biserica, a înviat pentru biserică, stă la dreapta lui Dumnezeu pentru biserică și foarte curând va veni să-și ia biserica sa, binecuvântată să fie Dumnezeu. Biserica nu este proprietatea unei organizații. Putem să fim ansembli săfgat, putem să fim ce putem să fim Uniune sau Uniunea Cultului Pentecostal din România, orice organizație o ar fi, nu are niciun drept suveran asupra Bisericii. Biserica este proprietatea lui Isus Hristos și ea trebuie să rămână a lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Există Biserica Universală și când spun Biserica Universală, spun în momentul acesta Biserica Lui Hristos, care se găsește acum pe întreg pământul. Aici, în România, în China, în Africa, chiar și în țările arabe, există creștini care îl iubesc pe Domnul și care cu prețul vieții slujesc Domnului și îl așteaptă pe Domnul. Știi ce importantă e biserica? Poate nu te-ai gândit niciodată ce importantă e biserica și unii nici nu punem preț pe biserică. Să știți că cel care a prețuit biserica prima dată este Isus Hristos. El s-a raportat la biserică și a spus, bărbaților, iubiți-vă nevestele, spune Pavel, cum a iubit Hristos biserica și s-a dus sau s-a dat la moarte pentru ea. M-am bucurat când prin Statele Unite m-am întâlnit, de-a lungul acestor ani de când sunt aici, deja avem 15 ani, foarte curând o să fie 16 ani de când ne-am mutat din România în Statele Unite, și am întâlnit pe alocuri creștini, frați de ai noștri, români, care mi-au spus, m-am mutat în statul cutare și am stat în statul cutare și mi-a mers foarte bine frate Nelu. Dar într-o zi am abandonat totul și m-am mutat de acolo. Paradoxal, te duci într-un stat, ești prosper financiar, îți merge bine și totuși s-a mutat. Și întrebarea normală, de ce? De ce te-ai mutat? Pentru un singur lucru, n-am avut biserică. Nu aveam unde să mă duc să mă închin lui Dumnezeu. Vroiam să am o biserică și fiindcă n-am avut biserică, am abandonat tot businessul acela prosper și m-am mutat. M-am bucurat să aud lucrul acesta. Că asta mie îmi spune că un om care prețuiește biserica mai mult decât banii și prosperitatea în business, ăla nu va sta într-un loc unde nu-i biserică. Este bine să avem o biserică. Aș vrea să vedem ce spune Apostolul Pavel aici atunci când le scrie corintenilor când aude că biserica din Corint trece prin frământări, să știți că și biserica primară a trecut prin frământări. Și în biserica primară au fost creștini nemulțumiți. Și în biserica primară au fost creștini cărora le plăcea cearta. Și în biserica primară erau creștini bătăuși. Și în biserica primară erau creștini care se pretindeau creștini, dar care foloseau alcool. Și în biserica primară erau creștini, dar care au trăit în imoralitate. Dar cu toate acestea, făcând abstracție de aceste cazuri izolate din biserică, biserica lui Hristos este sfântă, curată, neprihănită, pentru că cel care o sfințește, o curățește, este El, Iisus Hristos. Aș vrea să vedem ce are biserica și oferă biserica și nu poate să ofere nicio altă instituție din lumea asta. În primul rând, Mulțumesc Dumnezeului meu, spune Pavel, totdeauna cu privire la voi. Pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. Primul lucru pentru care să mulțumesc că sunt în biserică, că există biserică, este că biserica lui Dumnezeu a primit harul lui Dumnezeu. E mare lucru să cunoaștem lucrul acesta. Ceea ce e acela har? Biserica a primit harul lui Dumnezeu. ce e harul? Și aș vrea să răspund la această întrebare tot printr-o scriere a Apostolului Pavel, scrisă către lui Tit, în capitolul 2, versetul 11 și 12. Și aș vrea să citesc. Auziți ce înseamnă har? Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea, închinarea la idoli și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Iată că primul lucru cu care mă întâlnesc când vreau să fac parte din Biserica lui Dumnezeu este Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu înseamnă iertarea pe care eu am primit-o din partea Domnului Isus Hristos pe care nu o meritam. Niciunul de aici n-am plătit pentru iertarea noastră. Niciunul de aici n-am avut nici un merit înaintea lui Dumnezeu să fim iertați. Dar pentru că Dumnezeu, în bunătatea și în dragostea lui, când am venit cu toate păcatele înaintea lui, am spus, iartă-mă, Doamne, pentru tot trecutul meu, prin harul lui Dumnezeu am fost iertați, am fost absolviți de plata păcatului care este moartea, am fost justificați înaintea sfințeniei lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. Asta înseamnă har, înseamnă un dar pe care nu l-am meritat, pentru care n-am plătit pentru care n-am făcut niciun efort, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut și nu mărturiseam păcatul. Existau efecte ale păcatului, mi se usca vlaga, puterea, cum se uscă pământul de seceta verii. Atunci, mi-a mărturisit Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Asta înseamnă har. Binecuvântat să fie Domnul pentru har. În toate aspectele vieții Bisericii se află harul lui Dumnezeu. Nu există nicio slujire în care să nu fi primit har de la Dumnezeu ca să slujești. Unii confundă harul cu un sentiment. Și vin la biserică și zic, ați auzit expresia? Bă, a fost la biserică în seara asta, mă, dar nu a fost niciun har. Ce credeți că este harul? Un sentiment? Vii așa la biserică și dintr-o dată te prinde așa o atmosferă și începi să plângi, și începi să strigi, și începi să te rogi, și te duci acasă și ce har o fost? Sau a predicat cineva și ai plâns, ai fost atins, ce har o fost? Sau la predică n-ai închis ochii, n-ai dormit, ai stat cu ochii deschiși. Și a zis, domnule, ce har a fost că n-am adormit, m-a ținut, m captivat. Vreau să spun că harul nu este niciuna din toate acestea. Și vreau să clarificăm odată pentru totdeauna, dragi frați și surori. Totdeauna există har. Amin. Și atunci când inima ta nu simte ce ai vrea să simte, tu tot ești în har. Har înseamnă să primești iertarea lui Dumnezeu și apoi să nu te mai întorci în păcat să nu-ți bați joc și să nu-mi bați joc de Harul lui Dumnezeu care a fost adus prin Isus Hristos, prin jertfa sa la calvar, prin iertarea care am primit-o, prin spălarea făcută de sângele său a inimilor noastre de păcate, să nu ne mai întoarcem înapoi în păcat. Biserica este importantă și să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ea a primit har de la Dumnezeu să păstrăm acest har. Doamne ajută-ne! Un al doilea lucru pentru care biserica este importantă, spune Apostolul Pavel aici, biserica a primit daruri de la Dumnezeu. Un al doilea aspect pentru care noi trebuie să mulțumim Domnului pentru biserică este că Domnul dă daruri bisericii. Și când spun biserică, spun totalitatea credincioșilor. Noi aici formăm o biserică. Noi, dacă plecăm de aici, acest local poate să fie numit biserică. Dar adevărata biserică nu este localul acesta. Cea adevărata biserică suntem noi. Acest local este închinat lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru locul acesta și pentru faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat și am putut să cumpărăm acest local și să-l dedicăm Domnului. Este un loc unde vine Dumnezeu, unde se prezintă Dumnezeu, dar este un loc unde vine Biserica să se întâlnească cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a dat Bisericii daruri. Asta spune el, Apostolul Pavel. Căci în el, adică în Hristos, ați fost îmbogățiți în orice privință. Cu orice vorbire și cu orice cunoștință, în felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Așa că nu duceți lipsă de nici un fel de dar. Prin cine dă Dumnezeu daruri bisericii? Vă amintiți că Domnul Isus le-a spus ucenicilor: Eu mă voi duce la Tatăl și voi trimite un alt mângâitor, care va fi cu voi, care va fi în voi. Și mângăitorul acesta o să vă aducă aminte. Mângăitorul acesta o să vă împuternicească. Mântuitorul acesta o să vă dea daruri. Și Apostolul Pavel, mai concret, în 1 Corinteni 12, vorbește despre ceea ce face Duhul Sfânt în biserică. Și spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12 cu 4 că Duhul Sfânt dă daruri biserice. În 1 Corinteni 12 cu 5 spune că Duhul Sfânt dă slujbe bisericii, cheamă în slujire. Și în Galaten 5 cu 22 spune Apostolul Pavel că Duhul Sfânt face ca biserica să rodească. Iată trei aspecte extrem de importante pentru care biserica și de care biserica are nevoie. Deci iată botezul cu Duhul Sfânt pe care Dumnezeu îl dă bisericii, nu este doar important ca să vorbești în limbi. Dintre tinerii noștri care s-au botezat sau dintre frații noștri în vârstă care s-au botezat nu știu când, care am fost botezați nu știu când, scopul lui Dumnezeu n-a fost numai să vorbim în limbi. Aleluia! Îți boteza cu Duhul Sfânt, gata, nu mai trebuie să fac nimic. Bine că m-o sigila Domnul, acum ați mântuit. Dragul meu, vor fi o mulțime de oameni, ține minte ce spun acum, care botezați fiind de Domnul cu Duhul Sfânt, vor merge în altă direcție, nu în veșnicia cu Dumnezeu. Amintește-ți ce spune în Matei 7. Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Păi vreau să vă întreb, oamenii ăștia au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt? Păi au fost. Că înainte de orice dar este botezul, botezul cu Duhul Sfânt, este umplerea cu acea putere pe care o dă Dumnezeu. Aș vrea să vedem scopul darurilor în biserică. De ce dă Dumnezeu daruri în biserică? 1 Corinteni 12 cu 7. Scopul darurilor pe care Dumnezeu le dă în biserică este ca biserica să se edifice. Dacă am un dar al prorociei, eu nu-l am pentru mine, îl am pentru biserică, ca să se zidească biserica. Dacă Dumnezeu mă folosește prin darul profetic, este ca această biserică să se zidească. Există darul cârmuirilor, nu oricine are darul cârmuirilor. Darul de a fi lider, Dumnezeu cheamă oameni pentru această lucrare, pentru leadership. Nu oricine e bun pentru leadership. Nu oricine poate profeți. Există darul ajutorărilor. Nu oricine poate să fie pus în această slujire. Biserica identifică darurile pe care Dumnezeu le dă și pune oameni potriviți la locuri potrivite. Vă amintiți că apostoli au zis: Nu este bine ca noi să stăm la mese, să slujim, să împărțim noi. Eu știu lucrurile și să le dăm, chemăm aici oameni chemați de Dumnezeu pentru asta, ca să facă această lucrare. De aceea este foarte important în biserică fiecare să-și cunoască darul și locul unde l-a pus Dumnezeu. Nu există în biserică nici unul care să fie pasiv, să spună, eu n-am niciun dar. Cel puțin un dar ai. Problema este că nu l-ai descoperit. Sau problema se pune că nu te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu unde ajuns ca să ți se descopere darul pe care ți l-a dat Dumnezeu și să-l folosești pentru edificarea bisericii. Problema în multe biserici este fie că darurile acestea nu se mai manifestă pentru că creștinii nu le mai caută. Atunci când cauți daruri, spune Apostolul Pavel, căutați darurile lui Dumnezeu. Căutați mai ales să prorociți. Doriți lucrul acesta. Este o voință, o dorință care trebuie să pornească din tine, din mine. Vrem trezire, vrem ca Duhul Sfânt să lucreze. E bun, dar vrei cu adevărat Dumnezeu să lucreze cu tine? Vrei cu adevărat Dumnezeu să te folosească? Care este darul care ți l-a încredințat Dumnezeu? Un alt lucru pentru care biserica, trebuie să mulțumim Domnului pentru biserică, este că Dumnezeu a dat putere Bisericii. Putere. El vă va, va, el va întări, în versetul 8, până la sfârșit. În așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Vă va, va întări. Ce înseamnă asta? Putere. Biserica, dragul meu și dragii mei, nu statul îi conferă putere bisericii. Când statul a dat putere bisericii, biserica a eșuat spiritual. În 313, când Constantin a dat pentru prima dată edictul de tolerare a bisericii, biserica nu s-a întărit spiritual, ci biserica a slăbit spiritual. Astfel că o mie de ani de atunci încolo, biserica a mers, dacă vreți, din slăbie în slăbie. A fost tot mai slabă. Puterea bisericii nu vine în urma banilor sau valorilor materiale pe care aceasta ar putea să le aibă. O biserică poate să aibă foarte mulți bani, să nu aibă probleme financiare. O biserică poate să aibă un local extraordinar de pompos, dar puterea bisericii nu derivă din valori materiale. Și dați-mi voie să argumentez cu Biblia ce spun. Marcu 13, 1 la 2. Ucenicii se, plimbeau, se plimbau cu Domnul prin templu și unul din ucenici îi spune Domnului, uite, Doamne, ce ziduri, uite ce clădire impunătoare, uite ce templu au putut să facă părinții noștri. Și Domnul Iisus îi răspunde, adevărat, adevărat îți spun, că toată fala asta va fi făcută scrum, că nu va rămâne piatră pe piatră, pentru că puterea bisericii nu vine în urma clădirii, în urma zidurilor, ci în urma prezenței lui Dumnezeu. Apocalipsa 3 cu 17. Cu fiecare, cred că am citit de Biserica din Laodicea. Biserica aceasta nu avea probleme financiare. Biserica aceasta avea clădire, avea formații, avea un sistem de conducere bine pus la punct. Totul funcționa perfect. Biserica aceasta își zicea în sine: Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Aceasta este părerea Bisericii. Dar Biserica, văzută din punctul de vedere al lui Dumnezeu, era o biserică slăbită, o biserică căzută, o biserică care avea nevoie urgentă de intervenția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune și nu știi că ești nenorocit, sărac, orb, gol. De ce a scăzut puterea Bisericii azi? De ce nu mai simțim puterea lui Dumnezeu cum o simțeam altădată? Sau poate n-am simțit-o niciodată. Pentru că în biserica de azi, păcatul, compromisul, conformismul și ereziile slăbesc puterea bisericii. De ce scade puterea bisericii astăzi? Oare nu cumva compromisul este cel care a slăbit puterea pe care Dumnezeu a dat-o bisericii? N-am făcut noi oare compromisuri când standardele creștine sunt sacrificate pe altarul compromisului? Numai de dragul mulțimii, de dragul prietenilor. Muzică care altădată în biserică nu gândeai că va fi, astăzi este. Când nu mai este nicio diferență între muzica rock din lume și rock creștin. Rap creștin. Vreau să vă spun că nu cred că există rock creștin după cum nu cred că există drag creștin. Nu cred că există rap creștin. Este o mare diferență între cântarea Domnului, cântarea Sionului și cântările lumii. Știți, în Franța ne doare de ce s-a întâmplat. Și mă doare și sunt în, în, așa străpuns până la lacrimi de faptul că au existat multe pierderi omenești. Dar știți unde au murit cei mai mulți? Tot într-o sală unde se cânta muzică rock. Pentru că printre bubuiturile, printre urlăturile, Printre dezmățul care era acolo, numai bine au putut opera teroriștii, și când au început să tragă peste mulțime, nu mai știai că e foc de artificii sau chiar este un atac terorist. 100 și ceva de oameni, trei, 130 dacă. 89 de oameni au murit în sală, dar total câți au murit. Au fost 100 și ceva de oameni care și-au pierdut viața și alte câteva sute au fost răniți. Nu de mult s-a întâmplat în România, tot într-un concert cu muzică rock, când datorită acelor petarde care le aruncau acolo, a luat foc sala și mulți și-au pierdut viața. Dragul meu, biserica când ajunge să facă compromisuri, biserica va slăbi. Sunt îngrijorați frații americani. Cel puțin am vorbit cu lideri din organizația Assembly of God. Și nu păstori doar, ci chiar lideri care conduc organizația. Sunt foarte îngrijorați de abaterea gravă pe care biserica creștină la ora actuală o trăiește pentru că a acceptat compromisuri. Știi cum vine compromisul? Compromisul vine foarte ușor. Compromisul nu vine cu lucruri grave dintr-o dată și mari, pentru că știe că biserica nu le va accepta. Ci compromisurile se fac cu lucruri mici. Azi acceptăm un lucru și spunem nu-i păcat. Mâine acceptăm alt lucru și spunem nu-i păcat. Și până la urmă vreau să te întreb, astăzi și acum, ce e mai păcat? Aș vrea în această seară, dragii mei, lipsiți fiind de, sau slăbiți fiind de putere, să-i cerem Domnului iertare și să ne rugăm ca Biserica primară, în fapte 4 cu 29. Și acum, Doamne, dă putere robilor tăi. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Un alt lucru pentru care să mulțumim Domnului pentru Biserica este că Biserica are harul acesta de a avea părtășie cu Isus Hristos. Adică are harul de a avea comuniune, de a sta de vorbă cu Hristos. 1 Ioan, 1 cu 3, spune Apostolul Ioan și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Când biserica nu mai are părtășie, coinonia, termenul grec, cu Dumnezeu, atunci își pierde esența. Un semn exterior al faptului care reflectă că avem părtășie cu Dumnezeu, spune Ioan în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 6 și 7. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu spunem sau nu trăim adevărul. Dumnezeu să aibă milă, să ne ierte. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele Lui Hristos, Iisus, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dragul meu, știți de ce nu avem noi părtășie unii cu alții? Și venim uneori poate ca străini la biserică și plecăm tot ca străini. Că s-ar putea lucrul acesta să aibă o altă cauză, să nu avem nici părtășie cu Hristos. Pentru că asta spune Apostolul Ioan. Când eu ca și creștin spun că am părtășie cu Hristos, înseamnă că umblu în adevăr și mai mult, avem părtășie unii cu alții. Discutăm unul cu celălalt, ne pasă de ceea ce se întâmplă unui celuilalt. Nu vreau să știu problema ta ca să te judec, ca să vorbesc în ascuns, ci vreau să știu problema ta ca să postesc, să mă rog împreună cu tine. Mă doare pentru cauza care o ai, pentru suferința care o ai. Asta înseamnă părtășie. S-a dezvoltat mult bârfa în popor. Și nu numai aici, în poporul român și în poporul american există foarte multă bârfă. Pentru că oamenii nu mai au părtășie. Părtășie înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu. Știi că și astăzi poate sta de vorbă cu Isus Hristos? Aș vrea, dragul meu, problema care o ai, povestește-o Domnului ca unui prieten. Nu uita că avem marele har să avem părtășie cu Isus Hristos. Nimeni nu te înțelege, nimeni nu te poate ajuta. El te înțelege și te poate ajuta. Apocalipsa 3 cu 20, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Asta înseamnă coinonia, înseamnă părtășie. Când ai stat ultima dată de vorbă cu Domnul Isus Hristos? Când ai stat prin intermediul cuvântului sau prin rugăciune de vorbă cu Domnul, Domnul vrea să-ți vorbească, dar tu n-ai timp să-L asculți. Domnul vrea să stea de vorbă cu tine, dar tu ești prea ocupat. Oprește-te din mersul tău și dă voie Domnului să-ți spună un cuvânt. Și ultimul lucru, să mulțumim Domnului pentru biserică, pentru că ea este chemată la o unitate sfântă. Vedeți dumneavoastră din diferite zone ale țării. Veniți aici pe un pământ străin. Bătrâni și tineri, învățați și mai puțin învățați. Experimentați și mai puțin experimentați. Căsătoriți sau necăsătoriți dar suntem cu toți frați. Spune Apostolul în versetul 10, vă îndemn fraților pentru numele Domnului nostru Isus Hristos să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Iată că noi suntem o diversitate în unitate. E adevărat că suntem diversi. Dar vorbim și vorbim până când ajungem să gândim la fel. Și până când avem același scop comun. Noi nu suntem o unitate dacă avem scopuri diferite. Dacă eu vreau să fac o extindere și tu nu vrei, păi poate să vină toți prorocii să ne prorocească nu știu ce. Pentru că dacă nu există un scop comun, niciun lucru nu se face. Aș vrea în această seară să mă opresc aici. Și aș vrea să nu uităm să mulțumim Domnului. Că el a înființat biserica. Să ne ajute Domnul să iubim biserica și să mulțumim Domnului pentru biserică. Și repet, pentru că biserica a primit har de la Dumnezeu. Harul acesta îl ai când vii în biserică, să te întâlnești cu Dumnezeu să primești iertarea. Biserica a primit și primește daruri de la Dumnezeu. Și avem nevoie în biserica aceasta de darurile lui Dumnezeu. Biserica a primit putere de la Dumnezeu. Și avem nevoie de oameni care să fie sub puterea lui Dumnezeu. Biserica are părtășie cu Isus Hristos și dacă n-am cui să spun necazul, suferința, am cui să o spun lui. El vrea să stea de vorbă cu mine. Biserica este chemată la unitate. De pretutinde de unde suntem, formăm o unitate, ne numim frați și surori în Isus Hristos. Și aș vrea pentru asta să mulțumim lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu.